Bună seara, dragilor, vă salut. Mă bucur tare mult că ești aici alături de mine în seara aceasta la o nouă ediție a sesiunii de miercuri. Vorbim astăzi despre infinite posibilități. Am pregătit pentru tine insight-uri și 10 pași prin care poți crea în viața ta orice îți dorești, orice aspiri, orice orice vis ai avea. Poți să îl materializezi cu ajutorul puterii minții tale. Atunci când începi să îți folosești mintea într-un mod corect și să îți ridici vibrația, practic devii una cu visul tău. Și visul tău te caută pe tine, exact așa cum și tu îl cauți pe el. Bună seara tuturor, îți spun bine, ai venit. Lasă-mi un comentariu și spunem dacă mă vezi, dacă mă auzi, dacă totul funcționează în regulă din punctul acesta de vedere. Și lasă-mi un comentariu și spunem care este visul tău? Care este visul tău? Ce ți-ai dori să manifeste, ce ți-ai dori să materializezi în viața ta, să gândești cu puterea gândului și să ajungi să creezi și să vezi cu ochii fizici în realitatea care te înconjoară. Îți dorești ce anume? Atunci când am început aceste exerciții de manifestare și de, de vizualizare, pentru că vei vedea, vom, voi vorbi foarte mult despre puterea imaginației și despre cum îți poți folosi imaginația într-un mod corect, care să fie pe înțelesul subconștientului tău, Îți voi oferi câteva insighturi super, super valoroase în seara aceasta. Atunci când eu am început aceste exerciții de manifestare, am început cu lucruri simple și naturale, cum ar fi: sunt sigură că voi găsi loc de parcare în centrul orașului, ziua în Amiaza Mare, de exemplu, da? Manifest acest loc de parcare. Sau sunt sigură că această situație. Se va transforma și voi fi fericită. Lucruri de genul acesta sau îmi doresc astăzi să primesc un telefon, îmi doresc astăzi să manifest o, um, o urare frumoasă din partea cuiva, îmi doresc câteva cuvinte frumoase din partea cuiva, îmi doresc astăzi să manifest o cafea cineva să îmi ofere o cafea. Sunt exerciții simple pe care le poți face cu lucruri care, la care nu ai atât de multă rezistență și cu care poți începe. Însă, indiferent că este vorba despre un vis mic sau că este vorba despre un vis mare, lasă-mi un comentariu și spunem ce îți dorești să manifesti în viața ta. Îți dorești să manifesti un partener de cuplu? Îți dorești să manifeste un anumit tip de relație de cuplu, îți dorești să manifeste mai mulți bani, îți dorești să manifeste o vacanță sau poate o afacere prosperă și de succes. Îți dorești să manifeste un corp sănătos, un corp. Um, îți dorești să manifesti mai multă energie, de exemplu, în corpul tău fizic, care este acel vis al tău pe care îl ai și pe care ai vrea să îl vezi devenit realitate. Lasă-mi în comentariu și spunem care este visul tău, iar eu în seara aceasta vin la tine cu 10 metode pe care le poți aplica pentru a-ți crește vibrația și pentru a crea în viața ta infinite posibilități exact așa cum se numește și emisiunea noastră de astăzi. Bună seara Gabriela, mă bucur că ești aici și mă bucur să să reaud vești de la tine. Bună seara Petre, Lavinia, Laura. Cori, Andrei, Ionela, bună seara dragilor, mă bucur că sunteți alături în seara aceasta în care vorbim despre manifestare lasă mi un comentariu și spunem care este un vis al tău Îți dorești să manifesti o vacanță poate pentru că este sezonul concediilor sau îți dorești poate să manifesti un weekend măcar la munte, la mare, îți dorești să manifeste o nouă mașină, de exemplu, este... Tehnicile acestea eu le-am aplicat atât pentru a manifesta, pentru a crea în viața mea, atât lucruri mici, așa cum spuneam, un bloc de parcare ziua în mare, cât și lucruri mai mari, precum o mașină, mașina pe care o am acum a fost un obiect pe care l-am manifestat în viața mea, l-am creat aplicând aceste tehnici. Și vei vedea că nu este nimic uh, supranatural, nu este vorba de magie, nu este vorba de nimic de care să te speri, ci este vorba doar despre cum îți folosești mintea într-un mod constructiv, cum lucrezi cu subconștientul tău și cum acționezi într-un mod inspirat în direcția visurilor tale. Locuința, casa pe care o am, investițiile mele le-am manifestat cu ajutorul acestor tehnici. Îmi doresc un partener de cuplu și sănătate, Andrei, și sănătate să am pe viitor și să nu mai trec prin perioade grele din viața mea. Aș vrea să-mi lăsați și întrebări pe parcursul live-ului. Vom avea la sfârșitul emisiunii noastre de astăzi, o sesiune consistentă de întrebări și răspunsuri. Îți voi oferi răspunsul meu, feedback-ul meu, așa cum știi, sunt. Expert în programarea minții, life coach, fondatoarea școlii de coaching, psiholog, master NLP și cu mare drag îți ofer din cunoștințele pe care le am, astfel încât să îți fie natural să fii fericit, să fii iubit, să fii prosper și să îți realizezi visurile. Pas cu pas, treptat, vis după vis, pentru că este posibil să creezi o realitate mai bună. Poate fi mai bine. Da? Poate fi mai bine. Acesta este un obiectiv sau un scop pe care eu mi-l propun atât pentru mine, cât și pentru oamenii din comunitatea mea. Să fie mai bine. În fiecare zi, să fii. Exact așa cum este și titlul cursului meu de NLP, devin o cea mai bună versiune a ta. În fiecare zi să fii o versiune mai bună a ta, mai bună decât ai fost ieri. Și înainte să. Am văzut aici un comentariu și n-aș vrea să-l să scap, da? Voi oferi răspunsul meu la întrebările voastre la final, însă pentru că mi-a sărit în ochi acest comentariu, îl voi, îl voi citi acum. Pentru că este foarte, foarte important ceea ce a spus aici, Andrei: îmi doresc un partener de cuplu și sănătate. Și sănătate să am pe viitor. Perfect, în regulă, minunat ceea ce am citit până acum. Însă, continu așa, să nu mai trec prin perioade grele din viața mea. De fiecare dată când spunem astfel de afirmații, când ne setăm mintea. În modul acesta să nu mai trec prin perioade grele, să nu mai am certuri, să nu mai am conflicte, să nu mai am lipsuri, să nu mai am datorii, să nu mai am un șef care să-mi creeze atâtea probleme, să nu mai mă bată nimeni la cap. Deci de fiecare dată când în dorințele tale inclus negația vei crea și mai mult din acel lucru. Pentru că subconștientul nostru nu cunoaște acest, nu cunoaște acest nu, această negație. Da? În momentul în care tu vii și spui să nu mai trec prin perioade grele din viața mea și gândești acest gând, în mintea ta deja apar pe, pe ecranul pe ecranul imaginar îți apar deja imagini cu perioadele de dificile din viața ta, cu perioadele de ceartă, de conflict, de lipsuri materiale, de lipsă de iubire, de lipsă de sănătate, de singurătate, acelea care sunt ce înțelegi tu prin perioade grele. Și în momentul în care te-ai transpus acolo în acea perioadă de perioade grele, chiar dacă tu spui să nu mai experimentezi lucrul acela, nu mai vreau lucrul acesta, nu mai vreau asta în viața mea, Îți apare involuntar pe ecranul minții tale o imagine cu ce nu mai vrei să trăiești. Și atunci te pui automat în acea emoție. Iar emoția înseamnă vibrație. Vizualizezi ce nu mai vrei să apară, inconștient, fără să, fără să, conști, fără să conștientizezi, fără să realizezi. Este o chestiune de, de fracțiuni de secundă. Imediat ai simțit că te strânge stomacul, imediat ai simțit că te ia durerea de cap, imediat ai acea repulsie, ai acea respingere. Și vei crea și mai mult din acele lucruri pentru că emoția este vibrație și ceea ce contează enorm în procesul de manifestare și de creare de infinite posibilități este starea emoțională în care te afli. Starea emoțională în care te afli. Și cum schimbi această vibrație, cum schimbi această stare în care tu te afli, astfel încât să deschizi ușa larg infinitelor posibilități, să-i transmit Universului că ești pregătit pentru un următor nivel. Pentru că atunci când te simți stris, nefericit sau supărat, nervos, deranjat, că cineva nu, nu ți-a răspuns la telefon, că cineva n-a accesat o idee pe care i-ai propus-o, că cineva te tot tărăgânează, te tot amână și te deranjează lucrul acesta, te enervezi, te apare starea de iritare sau apare starea de furie. În momentul acela ți-ai scăzut șansele să manifeste ceva extraordinar în viața ta. Și o primă metodă pe care îți recomand să o aplici în viața ta atunci când vrei să manifesti lucruri noi, situații noi, experiențe noi, este să meditezi. Începe să practici meditația. Nu este nevoie să fii un guru ca să meditezi, nu este nevoie să ai uh, cunoștințe extraordinare în domeniul ca să meditezi, ci poți începe cu lucruri extrem de simple. Meditația te ajută să îți... Uh, reglezi inclusiv pulsul atunci când ești în stare de nervi, în stare de furie, în stare de iritabilitate sau de plictiseală și te ajută să îți disciplinezi mintea astfel încât atunci când îi dai minții tale o comandă, ea să o urmeze. Este, te ajută de fapt să, să ți concentrezi toată energia într-un singur punct, în punctul în care tu alegi să-ți concentrezi energia. Pentru că astăzi trăim într-o lume cu atât de multe distrageri. Și peste tot, la fiecare secundă, este cineva sau ceva care vrea atenția ta. Și lucrurile cărora tu le dai atenție, sau oameni, sau situații, sau cuvinte, sau gânduri, sau emoții, sunt cele care vor fi și mai mult prezente în viața ta. Deci lucrurile care tu le dai atenție vor fi și mai mult prezente în viața ta. Și primul pas pentru a deschide ușa către infinite posibilități este să iei toată această energie și să o concentrezi într-un singur punct. Pentru că asta înseamnă, de fapt, meditația. Este un proces nu de a Adormire, ca atunci când te culci, când te pui în pat, ci este un proces de trezire. Cum meditezi? Îți dau un exercițiu simplu în seara aceasta pe care poți să îl practici, începând chiar de astăzi. În primul rând, pentru a medita, trebuie să fii în poziție dreaptă, în poziție șezut, pe scaun, sau nu e nevoie să ai neapărat poziția clasică de meditație pe care o știi din toate fotografiile acea poziție lotus, ci poți să stai pur și simplu pe scaun sau să stai într-o poziție confortabilă, cum te simți tu confortabil, dar să ai coloana dreaptă, nu să fii la orizontală, adică nu întins în pat, ci cu coloana dreaptă în poziție șezut. Închizi ochii și un exercițiu simplu pe care poți să-l faci este să începi să-ți observi respirația. Îți observi respirația și menții atenția doar pe respirație timp de câteva minute. Poți începe cu 10 minute sau 15 minute, să spunem, este suficient pentru început. Îți observi respirația. Ce altceva poți să faci? pe lângă observarea respirației într o altă zi de exemplu, adică astăzi ai 10-15 minute de observare a respirației. Mâine poți să practici 10-15 minute în care să te concentrezi pe cuvântul mulțumesc sau pe cuvântul te iubesc, sau pe ceva foarte, foarte scurt care este important pentru tine. Poate fi să-ți concentrezi atenția pe cuvântul abundență, de exemplu. Și să observi atunci când meditezi că mintea ta se duce bani într-un loc, ba în altul. Și asta este și provocarea meditației, să poți să faci lucrul acesta pentru perioade lungi de timp. Asta înseamnă disciplina minții, să poți să iei energia mentală pe care o ai, să o pui într-un singur punct și să nu ieși de acolo, din acel punct. Pare simplu, așa, atunci când spui, însă este dificil de făcut, este dificil de, de practicat, însă nu imposibil. Lipsa disciplinei mentale este ceea ce te face să iei o carte în mână, să citești o pagină sau două, după care să simți nevoia să-ți verifici telefonul sau să te duci să bem pahar cu apă sau să te duci la baie sau să răspunzi unui telefon sau să răspunzi unui mesaj sau să te apuci să lucrezi și după câteva minute, după 5 minute, după 10-15 minute, să verifici mail-ul, să deschizi o altă fereastră, să te apuci de altceva, să-ți amintești că ai de trimis un mesaj cuiva și să-i trimiți acel mesaj atunci. Asta este mintea de. Îmi place mie să-i spun așa, mintea de mai muțică, de mintea mai muță, care se cocoață așa peste tot, da, și care nu te. care nu-ți lasă direcția clară. Deci, primul pas pentru a. Deschide ușa infinitelor posibilități este să meditezi. Un, al do o a doua practică pe care îți recomand să o faci tot pentru deschiderea ușii către infinite posibilități este aceea de a face plimbări în natură. Sau în aer liber, da? adică nu neapărat în pădure, în sensul acesta de natură, da? sau în parc, deși ar fi ideal să fie în, într-un parc sau într-o pădure, sau, dar în orice caz să fie în aer liber, adică să faci plimbări în aer liber. O plimbare în aer liber undeva cam la o jumătate de oră, să spunem, 30 de minute, în care să fii singur tu cu tine. Fără telefon, fără orice alt device. Adică plimbare în natură sau plimbare în aer liber nu înseamnă acea plimbare în care îți iei telefonul la tine și îți pui căștile în urechi și asculți un audiobook sau un, urmărești un video pe YouTube. Nu. Plimbare în aer liber nu înseamnă atunci când te plimbi în aer liber, dar vorbești la telefon sau trimiți mesaje și conversez cu cineva prin mesaje. Astea nu sunt exerciții, ci astea sunt uh, pur și simplu petrecerea zilei așa cum ți-o petrești și până acum. Ce vreau să spun că îți crești vibrația în momentul în care te deconectezi de la ceea ce faci în mod obișnuit. Accesezi practic o întrerupere a tiparului tău. Un exercițiu pe care mie îmi place să-l fac uneori este să merg pe jos până la magazinul din apropierea casei mele și să-mi las telefonul acasă. Și de fiecare dată când fac lucrul acesta, sau la, încep, la început mai mult, acum mai puțin cumva m-am obișnuit, avem așa o senzație de. dar parcă lipsește ceva, parcă nu știu, o, o stare din acea dar, dar parcă, parcă, este ceva în neregulă, pentru că ne-am obișnuit atât de mult să stăm cu device-urile acestea așa legate complet de noi, da, lipite, încât nu mai știm cum este viața fără ele. Și stau eu și mă întreb oare cum trăiau oamenii acum 100 de ani sau nici 100 de ani, ci doar câțiva zeci de ani, cum trăiam în copilărie noi atunci când nu aveam aceste telefoane la, la purtător, cum se spune. Și observat că atunci dacă practici exercițiul acesta, primul lucru pe care îl faci când intri în casă este să te uiți la telefon. Ia să vedem ce este aici, este ceva, este ceva nou sau nu. Deci un exercițiu pentru creșterea vibrației este acela de a merge în aer liber, fără niciun fel de dispozitiv. Și să fii doar tu cu tine și să îți observi fiecare pas pe care îl faci cum pășești pe asfalt, pe pământ, pe iarbă, să observi ceea ce este în jurul tău, în mediul înconjurător și să vorbești cu ceea ce te înconjoară, să spui fiecarei flori, fiecarei copac, fiecarei păsări îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că existi. Și privești floarea și spui îți mulțumesc că existi. Privești copacul și spui îți mulțumesc că existi. Privești acea clădire și îți spui îți mulțumesc că existi. Să, să mulțumești pentru tot ceea ce există și să-ți observi corpul. Să, să te întorci la corp în aceste plimbări ale tale. Cea de-a treia practică. Pe care îți recomand să o faci pentru creșterea vibrației și pentru deschiderea către infinite posibilități, este recunoștința. Nu doar atunci când faci această plimbare de 30 de minute în aer liber, pe jos, atenție, da, nu plimbare cu mașina, nu plimbare cu bicicleta sau mai știu eu, ci pe jos ca să-ți simți corpul. Recunoștința. La ce mă refer atunci când spun recunoștință? De foarte multe ori mi se întâmplă să lucrez cu clienții mei în sesiuni de consiliere și de life coaching și să, să mă, să mă întrebe așa, să-mi spun așa, dar eu nu am pentru ce să fiu recunoscătoare, pentru ce aș putea să fiu recunoscătoare. Și niciodată nu-i dau răspunsul uh, pentru ce ar putea fi recunoscătoare persoana respectivă, pentru că nu știu ce se întâmplă în viața ei. Însă, Răspunsul meu este așa, hai să vedem, dacă nu știi pentru ce ai putea să fii recunoscătoare sau recunoscător în viața ta, hai să vedem ce apreciezi, ce este bun în viața ta, care sunt câteva lucruri care sunt ok în viața ta. Pentru că de multe ori noi asociem recunoștința cu ceva așa foarte wow, ar trebui să simți așa o stare de exaltare și nu simți pentru că ești într-un moment cu o vibrație joasă și atunci universul îți este închis, atragi lucruri care sunt pe aceeași vibrație cu tine. Ei, ce ai de făcut atunci este să, să vii și să... să, să te concentrezi pe lucruri care sunt bune în viața ta, care sunt ok. Dacă nu, dacă nu ți este familiar termenul de recunoștință, atunci să vii să spui da, ce este bine în viața mea, ce funcționează bine, care sunt lucrurile de care eu sunt, de care sunt mulțumit. Și să practici această recunoștință nu doar pentru ceea ce deja există și îți place în viața ta, ci și pentru ceea ce deja există, dar nu îți place. Și să-mi spui, bine, bine, dar cum să fiu recunoscător sau recunoscătoare pentru lucrurile care nu-mi plac în viața, în viața mea? Da, și lucrurile care nu-ți plac în viața ta au rolul lor și au scopul lor. Nu intru acum în detalii. Am făcut lucrul acesta în. fac lucrul acesta în cursurile mele. Chiar am avut un curs destinat pentru astfel de echilibrări, cursul pe care l-am avut pentru Doamne și pentru Domnișoare, dincolo de feminitate, în care am echilibrat aceste evenimente negative și voi mai avea un astfel de proiect, un astfel de program și în. Și în toamnă nu axa pe feminitate, ci pe o altă temă, însă voi, voi aborda atunci mai pe larg această temă, atât în materiale gratuite, cât și în, în curs pentru cine vrea, în detaliu și pentru cine vrea să practice exercițiile. O a patra metodă prin care poți să îți crești vibrația este vizualizarea. Este vizualizarea. Adică să începi să vizualizezi nu ceea ce există deja, ci să începi să vizualizezi ceea ce aspiri să obții în viața ta. Imaginația are o putere incredibilă în viața noastră. Cu adevărat, noi creăm realitatea prin puterea gândului nostru și prin puterea imaginilor care rulează pe ecranul mental pe care îl ai și pe care toți îl avem. Din păcate, cei mai mulți oameni își imaginează ce urmează cel mai rău. Ce poate fi cel mai rău? Asta este ceea ce ei își imaginează. Vizualizează acel vis pe care îl ai. Vizualizează ceea ce vrei să manifeste în viața ta. Vrei să manifeste un loc de parcare? Închide ochii și vizualizează cum ajungi la destinație la timp, numai devreme, numai târziu. Și ai locul de parcare special rezervat pentru tine de către Univers. Da? Este posibil lucrul acesta. Mulți oameni se programează într-un mod greșit. Și spun așa, păi, da, da, o să plec mai devreme că dacă o să fie trafic și să ajung la timp. Și ca atare plec mai devreme. Nu. Ci pleci la timp. Pleci atunci când trebuie să pleci. Cât durează să faci până la destinație, atunci pleci. Adică nu pleci cu o jumătate de oră mai devreme, că au dacă o să fie trafic. Pentru că dacă te gândești așa, atunci chiar va fi trafic. Da? Deci, atenție la la ce vizualizezi și la ce spui în mintea ta despre situații banale, despre situații cotidiene prin care treci. Vizualizează acel loc de parcare liber. Vizualizează partenerul pe care vrei să-l atragi în viața ta. Vizualizează relația de cuplu așa cum vrei să evolueze. Vizualizează cum mergi în acea vacanță extraordinară, vizualizează salariul pe care îl câștigi, vizualizează afacerea clienții, vizualizează biroul pe care ți-l dorești. Toate lucrurile pe care vrei să le creezi în viața ta, începe să le vizualizezi. Și nu doar să le vizualizezi, ci să simți acea emoție că deja ai reușit. E deja realizat. Cum te-ai simți în momentul în care e deja realizat ceea ce tu-ți dorești? La ce emoție trebuie să ajungi? Pentru că cei mai mulți oameni vizualizează dintr-o energie a lipsei și de asta ei nu creează în viața lor ce își doresc să creeze. Este motivul principal pentru care oamenii, pentru care nu funcționează vizualizarea la cei mai mulți oameni. Pentru că închid ochii, vizualizează și spun, a, da, dar mă simt așa de rău că eu nu am lucrul acesta. Dorința dragilor este din lipsă recunoștința te poziționează pe aceeași vibrație cu ceea ce tu îți dorești să obții în viață. Recunoștința este pe plus, dorința este pe minus. Când îți dorești în viața ta ceva, îți dorești, îți dorești, îți dorești, îți dorești, îți dorești cu ardoare. Am fost acolo și știu. Îți dorești, îți dorești, îți dorești, îți dorești așa de mult ceva. Când îți dorești așa de mult ceva, ai, de fapt, o vibrație a lipsei, ai o energie a lipsei și nu poți să creezi. Când simți recunoștință, când vizualizezi și simți acea emoție pe care ai simțit-o dacă ai avea obiectul sau persoana dorită atunci îți crești vibrația. Cum te-ai simți? Ce ai simți? Ai simți iubire? Ai simți fericire? Ai simți abundență? Ai simți liniște? Ai simți pace interioară? Acestea sunt stările la care trebuie să ajungi în procesul tău de vizualizare pentru ca vizualizarea să funcționeze. Cinci, metoda a cincea pe care poți să o aplici pentru a-ți crește vibrația și pentru a deschide ușa Universului, pentru a-ți oferi infinite posibilități, este limbajul. Atenție la cuvintele pe care le folosești. Dacă folosești cuvinte cu o energie joasă, cu o vibrație negativă, le vei atrage în viața ta, vei atrage acele experiențe. Dacă spui supărare, ceartă, nerv, depresie, tristețe, nu mă place, nu mă vrea, nu mi-a aprobat, m-a respins, nu-i convine, mă deranjează. Vedeți, deja parcă simți așa să te îndepărtezi, deja parcă, parcă nu-ți place dialogul acesta. Gândește-te care este dialogul cu care tu trăiești în mintea ta în permanență. Care este dialogul pe care îl ai în permanență? Spui lucruri de genul, of, oh, sunt așa de trist sau sunt așa de tristă, ah, ce mă enervează. Spui astfel de lucruri pentru că prin cuvintele noastre noi ne programăm mintea. Este una din modalitățile prin care îți poți accesa subconștientul exact așa cum vorbesc în uh, cursul meu de NLP, devină cea mai bună versiune a ta. Cea de-a șasea metodă pe care o poți aplica pentru a manifesta lucruri noi și experiențe și persoane noi în viața ta este detașarea. Adică odată ce tu ai practicat vizualizarea de odată, 3-5-6 ori pe zi timp de 1-2-5 minute maxim, da? adică nu trebuie să vizualizezi mult ci poți pur și simplu de 3 ori pe zi să vizualizezi câte 2-3 minute de fiecare dată. Următorul pas este să te detașezi. Cu alte cuvinte nu te gândești non-stop la ceea ce tu îți dorești, non-stop non-stop, non-stop, pentru că vei opune rezistență. Cei mai mulți Oameni trăiesc în energia lipsei, în energia lui nu am, nu sunt suficient, nu mă pricep, nu știu, nu pot, nu sunt iubit, nu sunt iubită, îmi lipsește treaba asta. Și atunci când se gândesc cu obsesie la ceea ce ei își doresc, se conectează de fapt cu o energie a lipsei. Și oamenii vin și spun, păi da, da, eu mi-am dorit foarte mult, am doresc foarte mult, da, dar nu dorința o manifest. Niciodată nu manifest dorința. Dorințele nu se manifestă, da? Nu le manifest. Manifești convingerile. Ce crezi despre acel lucru despre acea situație, despre acea persoană. Crezi că vei obține, ești 100% sigur că vei ajunge acolo? Dacă da, atunci vei manifesta acel lucru. Dacă spui, M, eu știu să vedem încerc, atunci nu. Dacă este cu un cerc, nu iese. Trebuie să ajungi la acel sentiment de certitudine și să-ți iei din jur dovezi. Orice fel de dovezi poți, să-ți iei din jur dovezi care să-ți să susțină acest sentiment de certitudine. Că te iubește, că își dorește să fie cu tine, că vei avea acei bani, că vei fi fericit sau că ești deja fericit, da? pentru că fericirea nu depinde de ceva în exterior. Fericirea este o stare a conștiinței, este ceva ce ține de tine, o găsești în interiorul tău, nu în exterior. Că îți vei, vei schimba profesia. Că vei finaliza școala de coaching și vei avea afacerea ta în coaching, că vei termina de citit acea carte, adică să ai certitudinea că acel lucru va face parte din viața ta. Să nu fie cu poate, sper, să vedem, încerc, pentru că atunci ești la nivel de dubiu și te poziționezi pe energia lipsei. Deci, odată ce ai vizualizat, te detașezi, nu te gândești non-stop la acel lucru. Ai vizualizat, știi că este acolo, dacă știi că este acolo, te mai gândești la el non-stop. Dacă știi că ai mașina pe care ți-ai dorit-o, știi că ai casa pe care ți-ai dorit-o, știi că ai relația pe care ți-ai dorit-o, ai starea de sănătate pe care ți-ai dorit-o. Dacă știi că ești sănătos, te gândești tot timpul la sănătate. Nu, nu te gândești tot timpul la sănătate, ci ce faci? Te concentrezi pe alte arii ale vieții tale. Când ești sănătos, nu te gândești tot timpul și spui: „Îmi doresc așa de mult să fiu sănătos, îmi doresc așa de mult să fiu sănătos, îmi doresc așa de mult să fiu sănătos.” Dacă ai un Ferrari, da, sau o mașină pe care tu o ai, nu spui: „Îmi doresc așa de mult uh, Ferrari, îmi doresc așa de mult Ferrari, îmi doresc așa de mult Ferrari.” Nu, de ce? Pentru că deja îl ai. Deci faci exercițiu de vizualizare, dar după aceea îți continui viața și trăiești ca și cum acel obiect sau acea persoană sau acea experiență deja există în viața ta. Adică zâmbești, ești fericit, fericită, ești bucuroasă, ești împlinită, ești, ești încântat de toate ariile vieții tale, de tot ceea ce te înconjoară, fără să te mai gândești la acel lucru care îți lipsește. Cea de-a șaptea metodă prin care poți să creezi infinite posibilități în viața ta, să deschizi ușa larg și să lași Universul să-ți aducă aceste infinite posibilități, este mediul. Oamenii pe care îi lași în viața ta, te influențează. Devi mai devreme sau mai târziu, asemeni lor. Înconjoară-te de oameni care au valori similare cu ale tale. Înconjoară-te de oameni care, care te ridică, oameni care te încurajează, oameni care îți susțin visurile. Înconjoară-te de oameni care au la rândul lor visuri, care au o direcție, care au obiective, care. Se îndreaptă în locuri frumoase, în locuri în care, în care și tu îți dorești să să ajungi. Oameni care sunt pozitivi, oameni care sunt constructivi. Dacă observi că din viața ta fac, persoane, fac parte persoane toxice, elimină aceste persoane dacă este posibil. Iar dacă nu este posibil, reduc contactul cu aceste persoane. Vorbește despre alte subiecte, abordează alte subiecte cu aceste persoane. Deci mediul este esențial. Te, fie te trage în sus, fie te trage în jos. Cea de-a opta modalitate prin care poți să îți crești vibrația și să te deschizi către infinite posibilități este să te pui în serviciul societății. Prin munca ta, prin ceea ce tu faci, prin cine ești ca om, să te pui în serviciul societății. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, indiferent ce meserie ai avea, caută să servești, caută să, să servești comunitatea din care faci parte, să servești oamenii cu care intri în contact, să servești societatea. În momentul în care nu mai privești, Jobul tău sau afacerea ta ca pe ceva din care hmm, să obțin eu profit, hmm, să -mi meargă mie bine, hmm, să -mi mărească șeful salariu ca să-mi uh, iau o casă nouă sau ca să-mi cumpăr încă o casă. Hmm, să câștig acești bani ca să-mi fie mie bine. Asta este modalitatea de a gândi mic în momentul în care gândești cum poți să servezi mai mult, cum poți să contribui mai mult, cum poți să ajut mai mult oamenii aceștia cu care intru în contact, comunitatea, societatea în general, cum ce abilități am eu pe care mi le pot pune în slujba celorlalți? Indiferent că sunt plătit, indiferent că nu sunt plătit. Pentru că serviciul pe care tu îl prestezi în slujba societății, în slujba comunității, în slujba oamenilor cu care interacționezi, va fi recompensat. Poate că nu vei fi plătit de acei oameni, dar vei fi plătit de către alții. Poate că nu vei avea beneficii de acolo, din acea comunitate, dar vei avea beneficii din altă parte. În momentul în care îți privești munca, așa cum privești un serviciu, în sensul de a presta un serviciu cuiva, în sensul de a ajuta pe cineva, în sensul de a servi binele cuiva, atunci ești pe creștere, ești pe creștere. A, al nouălea hint pe care ți-l ofer în seara aceasta pentru a te deschide către infinite posibilități este asumarea. Asumarea se referă la maturitate emoțională. Nu contează dacă ai 30 de ani, 40, 50 sau 60 de ani, ci contează nu vârsta din buletin, ci contează vârsta emoțională. Atunci când nu ți asumi responsabilitatea pentru ce trăiești în viața ta și spui că ești nefericit sau spui că nu ai bani din cauza partenerului de viață, din cauza șefului, din cauza locului de muncă, din cauza societății în general sau din cauza sistemului de pensii sau din cauza vremii de afară, ești o victimă a circumstanțelor. Ceea ce te va crește este să recunoști unde ești. Și să vezi cu onestitate, mai da până acum m-am comportat ca o victimă. Însă Aleg să nu mai fiu o victimă de aici înainte. Da, am avut comportament de victimă. Am dat vina pe ceilalți, am căutat vinovați în exterior, însă eu sunt cauza tuturor lucrurilor din viața mea. Când adopți mindsetul acesta, eu sunt cauza tuturor lucrurilor din viața mea, practic nu te învinovățești așa cum ai putea crede la prima vedere, ci te împuternicești. Pentru că dacă tu ești cauza, atunci tu ești și soluția. Dacă tu ești cauza, la tine este cheia. Asumarea înseamnă să-ți asumi că tu ai creat realitatea pe care o trăiești, tu ai creat faptul că ai sau că nu ai bani, tu ai creat câți bani ai, tu ai creat ce fel de relație ai, tu ai creat ce fel de casă ai, tu ai creat mașina pe care o conduci, tu ai creat. Jobul pe care îl ai sau afacerea pe care o ai, tu ai crea relațiile de prietenie pe care le ai, sunt creația ta. Asumarea înseamnă da, îmi asum responsabilitatea, da pot să schimb lucrurile acestea, depinde de mine și de nimeni altcineva. Sunt dispusă de pun efortul necesar pentru a dezvolta acele abilități pe care am nevoie să mi le dezvolt astfel încât să pot să crezi o nouă realitate. În momentul în care îți asumi, te responsabilizezi, te maturizezi, nu există maturitate emoțională fără asumarea responsabilității. Copilul ce face? Copilul așteaptă de la mama, de la tata, de la bunici, de la cei mari. El este mic și nu poate. Și mulți oameni rămân cu această convingere care li s-a spus pe bună dreptate atunci când eram mici, da? Ni s-a spus tuturor, tu ești mic și nu poți. Nu poți să ajungi la raftul de sus să iei borcanul cu uh, zmeură, de exemplu. Nu poți să ajungi acolo, da? De ce? Pentru că ești mic, pentru că ești mărunt. Însă, Mulți oameni au rămas cu această convingere. Tu ești mic și nu poți. Crești, te maturizezi, te responsabilizezi. Cum faci asta? Propuneți. Mici obiective în fiecare zi. Propuneți să te trezești cu o jumătate de oră sau cu o oră mai devreme în fiecare zi. Propuneți să faci 10 minute de sport dimineața sau 10 minute pe zi. 10 minute, nu o oră, nu mai mult. 10 minute. Și ține-te de lucrul acesta. Disciplina este trăsătura adultului, nu a copilului. Ne, pe măsură ce ne maturizăm, ne disciplinăm. Atunci când ne naștem, când ești un bebeluș, putem vorbi despre disciplină? Putem vorbi despre disciplină la un copil de câteva luni sau un an sau doi ani? Nu prea. Însă putem vorbi de disciplină la un adult? Da. A și în energia aceea a adultului înseamnă și a te disciplina. Am spus că fac un lucru, îl fac indiferent cât de greu ar fi. Pentru că atenție! greul acesta, de ce mulți oameni nu și asumă, pentru că li se pare prea greu. Și greul acesta, știi de ce este greu? Nu pentru că ar fi greu. Greul este o percepție a noastră pe care noi o avem, ci tu nu ești obișnuit să faci activitatea respectivă. Nu ți este obișnuit sau nu ai abilitățile necesare pentru acea activitate. Însă, dacă vii și îți spui, este greu și nu o să o fac sau o amând, nici nu vei dobândi abilitățile necesare, nici nu va deveni ușor. Singura modalitate ca o activitate să devină ușoară este să treci prin ea să o faci, să treci prin ea, să treci prin acel greu, să fii dispus să înfrunți acel greu o dată, de două, de trei, de zece, de o sută, de o mie, de câte ori este nevoie, astfel încât să-ți devină ușor. Acum ceva timp, înainte de pandemie, timp de, cred că un an și jumătate, cam așa, mergeam la fitness de mai multe ori pe săptămână, astfel încât ajunsesem la un moment dat, uneori, în anumite săptămâni, să fiu acolo chiar și de șase ori într-o săptămână. Alte dăți eram de patru ori pe săptămână acolo. Deci de patru ori sau uneori chiar și de șase ori eram acolo. Credeți că a fost ușor? Nu. La început nu a fost ușor, a fost extrem de greu. Însă pe măsură ce m-am obișnuit, pe măsură ce am făcut lucrul acesta, mi-a devenit foarte simplu și foarte natural, astfel încât dacă trecea o zi și nu făceam această activitate, eram așa, mă simțeam inconfortabil. Eram deja, dar vreau să fac, simt, îmi cere corpul, vreau lucrul acesta, îmi doresc această experiență. Deci greul este o percepție. N-ai cum să scapi de greu Decât dacă ți-asumi responsabilitatea, dacă te maturizezi din punct de vedere emoțional și dacă faci și acele lucruri care nu-ți face plăcere să le faci, dar care știi că îți aduc creșterea. În felul acesta obții rezultate mai bune în viața ta, în felul acesta te deschizi către infinite posibilități, crescându-te pe tine și crescându-ți vibrația. Și pasul 10... Este acțiunea. Așa cum ai văzut, ușor, ușor, am trecut de la partea mentală, emoțională și acum am ajuns la partea de acțiune. Am început cu meditația și sfârșim cu acțiunea. Pentru că trebuie să acționezi în direcția visurilor tale, astfel încât ele să devină realitate. Îmi place mie să spun că tu faci. Dacă tu faci 10% și Universul va face 90%, cu alte cuvinte, tu suflecă-ți mânecile și fă partea ta și vei vedea că vei primi mult mai mult, vei cunoaște oameni, vei afla idei. Îți vor fi oferite sfaturi, vei fi pus în contexte în care nici măcar nu te gândești să fii pus, dar trebuie să pornești motorul trebuie să faci tu primul pas. Întotdeauna primul pas vine de la tine și ulterior, pe măsură ce ai mai urcat încă o treaptă, ți se deschid ochii minții și ochii fizici și ajungi să vezi altfel lucrurile, ajungi să vezi diferit realitatea, ajungi să vezi ajungi să vezi ceva ce nu vedeai până acum și să-ți apară în cale oportunități care nu, la care nu te-ai fi gândit. Trebuie să acționezi așadar. Care ar fi o acțiune mică pe care ai putea să o faci în direcția visului tău? Ceva care să, să transmită acelui observator interior sau acelui critic interior faptul că tu te îndrepti în acea direcție, adică să ieși din acea gândire magică de tipul Ferrari roșu, închizi ochii și o să apară la poartă un Ferrari roșu, da? pentru că nu așa funcționează universul, ci care este o acțiune mică pe care poți să o faci. Poate că nu ai banii de acea vacanță, dar dă un telefon, stabilește prețul pentru acea vacanță, fă traseul, uită-te unde ai sta, cât ar costa, începe să, să transmiți cumva observatorului tău interior și universului că ești serios, că nu este doar o dorință oarecare, ci că tu chiar vrei să te îndrepți în acea direcție. Și în momentul în care ți-ai îndeplinit o dorință, ai ajuns acolo pe vibrația asta, ți se deschid alte posibilități de acolo. Începi să vezi altfel lucrurile, alte lucruri îți dorești. Și iarăși te îndeplini lucrul același, ai ajuns iarăși și vezi alte lucruri și tot așa. În felul acesta sunt infinite locuri în care tu poți să ajungi. Locuri mentale, emoționale și fizice la care poți să ajungi. Și nu intra în acea. În, în, acel. cum să spun. în acea capcană pe care mintea ți o întinde de tipul. Dar cum o să se întâmple asta? Dar cum o să realizezi? Dar cine? Dar tu nu vezi aici că la mine realitatea este cu totul diferită? Nu. În momentul în care vizualizezi, vizualizezi, faci abstracții de realitatea pe care o vezi în jurul tău cu ochii fizici. Am fost obișnuiți să credem că doar dacă vedem ceva, doar dacă punem mâna pe ceva, există. Însă, există și acele lucruri pe care noi le creăm în imaginația noastră. Și când simți că nu funcționează, gândește-te dacă nu cumva ai alte priorități și dacă nu cumva fie aplici greșit exercițiile sau fie, de fapt, ai alte priorități și îți dorești alte lucruri, ai alte valori și aspir la un alt stil de viață decât cel pe care te străduiești să îl vizualizezi. Hai să vedem întrebările voastre. Răspund cu mare drag întrebărilor. Bun, ce avem noi aici? Îmi doresc mult să, îmi doresc mult să slăbesc și să plec în vacanță în octombrie în Italia. Bun, super, vizualizează-te având corpul pe care îți dorești să îl ai, vizualizează-te mergând în, în acea vacanță și va deveni realitate. Foarte mult, Rodica, foarte mult mi-aș dori să nu mai aștept validarea oamenilor din jurul meu, dar referitor la lucruri materiale. Îmi doresc enorm să câștig un loc la competiția internațională de fitness care va avea loc în octombrie. Super felicitări, felicitări Rodica. Vizualizează-te pe podium la acea competiție, da? Ia o fotografie de la edițiile anterioare. Uită-te și vezi ce au, ce au câștigat, adică ce ce implică acest premiu, dacă se oferă o diplomă, dacă se oferă o cupă, un trofeu, și vizualizează-te având acea cupă în mână, având acea diplomă. Vedete acolo la panou, chiar printează, da? chiar roagă pe cineva să-ți facă într-un program de grafică pe calculator să pună chipul tău acolo, în acea fotografie și să printeze acea, acea fotografie și să o vizualizeze. În fiecare zi, din nou și din nou și din nou, cu tine, acolo pe podium, cu cupa în mână. Să am un job pe care să-l fac cu plăcere, cu bucurie și să câștig bani pentru a avea o viață fericită și împlinire, liniște, sufletească, Laura. Laura, dragă, vizualizează-te deja cum lucrezi cu plăcere, treci prin mintea ta în fiecare dimineață, în fiecare seară, activitățile pe care vrei să le faci la job și adun interiorul tău acel sentiment de liniște sufletească, de fericire, de împlinire, de bucurie. Aceste sentimente despre care vorbești în mesajul tău. Este foarte importantă emoția pe care o ai în momentul în care vizualizezi. Și pentru că este vorba despre job, acolo unde ne petrecem destul de multe ore din, din zi. Făți un film mental în fiecare seară, înainte să te culci, cu ceea ce urmează să faci a doua zi la job și cum simți acea stare de fericire și de împlinire. Adică creează în mintea ta ce urmează să se întâmple a doua zi. Și creează lucrurile acestea într-un mod pozitiv, într-un mod frumos, care te face să, să simți bucurie în interior. Și vei vedea că ziua următoare exact așa se va derula cum tu ai programat-o seara înainte de culcare. Bun. Cum să atrag numai energii pozitive și oameni pozitivi în viața? În viața mea, Larisa. Nu există doar pozitiv Larisa. Universul este format din doi poli. Avem polul pozitiv și polul negativ. Ce poți să faci este să să schimbi mediul, da, să schimbi mediul, să-ți schimbi ție vibrația, însă, întotdeauna va exista și polul negativ care constă în provocări, adică în acel greu despre care vorbeam. Negativul nu înseamnă depresie și sfârșitul lumii și uh, lucruri uh, extreme, extrem de negative, ci negativ înseamnă și Aulă dacă întârzi la întâlnire. Este tot un gând negativ sau au leu dacă nu găsesc loc de parcare, este tot un gând negativ sau ah, am uitat să cumpăr pâine. Este tot un gând, ah, unde mi-a fi fost mintea? Am uitat să cumpăr pâine. Este tot un gând negativ. Da? Adică acest negativ, el va exista întotdeauna pentru că așa este universul format din doi poli. Mai degrabă, aș spune, cum să atragi, mai degrabă ți-aș recomanda să te concentrezi pe cum să atragi oameni care să, care să aibă același valor cu tine, care, cu care să te îndrepți în aceeași direcție, oameni care să te susțină în uh, direcția visurilor tale, oameni care să fie de, pe aceeași vibrație cu tine. Deci răspunsul, cum atragi oamenii în viața ta, oamenii pe care îi atragi în viața ta sunt pe aceeași vibrație cu tine. Dacă ei încă există în viața ta, este pentru că sunteți pe aceeași vibrație. Altfel dacă nu mai ești pe aceeași vibrație, acei oameni se îndepărtează fie că nu mai fac parte deloc din viața ta, fie că pur și simplu nu mai interacționați sau nu mai interacționați atât de des. Cum învingem fricile de boală, de depresie, anxietate, ipohondrie, Maria? Multe frici aici. <gântu -i> mi-ai multe frici aici, mi-ai enumerat. Frica este Frica este, este, de fapt, îngrijorarea cu privire la ceva din viitor, ceea ce încă nu s-a întâmplat. În momentul în care înțelegi că frica este ceva ireal, atunci conștientizezi că pe cât de reală ți se pare frica, tot pe atât de reală ți se poate părea și realitatea pe care tu-ți-o imaginezi. Poți lucra cu un terapeut, poți lucra cu un life coach, poți lucra cu un psiholog în detaliu pe fiecare dintre aceste frici pentru că o soluție universală pentru tot nu există da? sau valabilă pentru, cumva, pentru toată lumea. Însă ce pot să spun este așa, să conștientizez că frica nu este reală, ci este un produs al minții tale. Este o îngrijorare pe care o ai cu privire la Ceea ce se poate întâmpla în viitor, adică dintre toate posibilitățile infinite despre care am vorbit în seara aceasta, mintea ta sau tu cu mintea ta alegi exact una negativă. Este o alegere. Cum ar fi să alegi din infinitele posibilități o posibilitate pozitivă, o posibilitate care să te facă să te simți bine? Ceea ce se va întâmpla, oricum se va întâmpla. Ca atare, de ce să nu mă gândesc la ceva care să mă facă să mă simt bine? Nu avem control asupra tot ceea ce există în jurul nostru. Nu avem control asupra celorlalți oameni. Putem să influențăm, dar nu să-i controlăm. Nu avem control asupra anumitor evenimente care apar în viața noastră. Însă, întotdeauna avem control asupra modului în care noi privim acele situații, asupra modului în care noi răspundem acelor situații. Pentru că poți să le accepti în viața ta sau poți să le refuzi, poți să le spui pas. Vreau echilibru, super. Hai să vedem dacă mai sunt întrebări. Cum facem să fim mai prezenți în viața noastră, Tatiana? Exercițiul de meditație pe care l-am spus la începutul emisiunii, în care meditezi pe respirația ta, îți observi respirația cu ochii închiși, în poziție șezut cu coloana vertebrală dreaptă. De asemenea, te poate ajuta să începi să vezi obiectele din jurul tău, adică periodic să-ți pui o alarmă la telefon care să spui, ok, ce obiecte te înconjoară acum? Și să încep să conștientizez că da, am aici un marker, da, am aici un pix, da și tot așa. O alarmă la telefon, în care să încep să observi ceea ce te înconjoară și meditația. Bun! Eu nu știam că ești atât de minunată, te-aș asculta într-una, Rodica, mă bucur tare mult, te aștept în fiecare miercuri seară la ora 20 aici pe pagina mea de Facebook, unde avem emisiunea, sesiunea de miercuri. De asemenea, vă invit, dacă nu ați urmărit cursul meu video, vi-l fac cadou gratuit, este la mine pe site, îl primești pe e-mail. Dacă intri pe ninaparaschivescu.ro slash abonare, NinaParaschivescu.ro Slash abonare Îți lași acolo numele, adresa de e-mail Și pe e-mail pe primești cursul video De 3-4 ore Cred că are acest curs Cele 10 secrete ale fericirii Și vei vedea Vei vedea cursul complet gratuit. De asemenea, mă găsit și pe canalul meu de YouTube, Nina Paraschivescu, și pe Instagram, tot cu numele meu, Nina Paraschivescu. Dacă nu mi-ai dat follow la, la pagină și ai ajuns aici întâmplător, dă click pe butonul de follow de pe pagina mea de Facebook și apoi de a doua oară clic pe același buton de follow sau de urmărește pentru aceia dintre voi care aveți în limba română facebook dai de două ori clic și îți deschide o fereastră. Deci prima dată dai follow ca să mă urmărești sau urmărește și da, apeși a doua oară pe buton, apeși a doua oară pe butonul follow sau urmărește și alegi de acolo see first sau la favorite, astfel încât să setezi această pagină la favorite sau să-ți afișeze prima dată postările și emisiunile mele. În felul acesta îi transmiți Facebook-ului că ești interesat de această emisiune și el te va notifica pe viitor și vei putea să vezi pe viitor și aceste, aceste emisiuni. Altfel noi dăm... Altfel Facebook-ul nu va ști și nu-ți va, nu -ți va afișa emisiunea și nu o să poți să o urmărești Bun. Și dacă nu poți să ajungi acolo ce faci, aplici tehnicile. Dacă nu poți să ajungi acolo, în primul rând, nu există nu pot, ci există pot să ajung acolo unde îmi doresc. Dacă pleci din start cu ideea că nu poți, atunci acest lucru va fi adevărat și, da, nu vei ajunge pentru că așa ți-ai ți setat, așa ți-ai spus în mintea ta că nu poți. Dacă persoana toxică este soțul tău, ce faci? Dacă persoana toxică este soțul tău, atunci poți. Depinde ce îți ce dorești, dorești să faci, da? Pentru că sunt multiple alegeri. Poți alege o separare, este și asta o soluție, sau poți alege. Să împărtășești cu el subiecte care știi că îi ridică lui vibrația, adică subiecte care îi fac lui plăcere, de exemplu, dacă îi place să vorbească despre un anumit hobby pe care îl are, sau despre politică, despre fotbal, despre istorie, despre lucruri care știi că îl pun pe el într-o energie pozitivă, pentru că este zona lui de competență. Și atunci abordezi acele subiecte cu el, nu subiecte care știi că nu este de acord, de exemplu, poate pe tine te pasionează acum dezvoltarea personală, poate pe soțul tău nu îl pasionează dezvoltarea personală. Nu abordezi acest subiect cu el și nu încerci să îl schimbi prin acest subiect, ci mai degrabă îi împărtășești lucrurile pe care le-ai făcut tu pentru tine, aplicând ceea ce ai învățat în dezvoltarea personală, în... Și în felul acesta îl poți inspira și pe el dacă își, își dorește. Însă, ce mai, însă ce mai o să mai faci, de exemplu, este să te concentrezi, ca tu să te concentrezi pe tine, ca tu să fii într-o vibrație bună, indiferent ceea ce face soțul tău sau ceea ce spune soțul tău. Adică, să găsești surse de împlinire, surse de bucurie care să-ți umple cupa ta interioară și în afara relației de cuplu. Adică, de atunci când tu ești așa într-o energie super, super faină și super frumoasă și. Ai făcut activități care îți fac plăcere, te-ai ocupat de un hobby al tău, te-ai întâlnit cu o prietenă, ai făcut o plimbare în aer liber, singură, ți-ai pus gândurile în ordine, ești împlinită la serviciu. Când în viața ta totul, tot ceea ce depinde de tine, adică totul, este ok și tu ești mulțumită și tu ești fericită, vei vedea că. <coughs> vibrația soțului nu te va mai afecta atât de, atât de mult. Iar dacă nu se poate și nu se poate și într-adevăr sunt acolo lucruri care nu se aliniază și comportamente destructive și o atitudine uh, nepotrivită pe care nu ești dispusă să o accepti, atunci poți lua în calcul și o posibilă separare. E ceva greșit să ai o obsesie pentru cineva și să-ți placă foarte mult acea persoană. În momentul în care vizualizezi, vizualizezi relația ta de cuplu și te vizualizezi alături de o persoană. Nu pui un chip acelei persoane, pentru că intervii peste liberul arbitru al respectivei persoane, de exemplu. Nu știi dacă, acea, dacă pentru acea persoană este bine să fie cu tine, dacă tu ești aliniat cu valorile ei sau cu valorile lui, nu știi nu știi care sunt aspirațiile, dorințele, stilul de viață la care aspiră respectiva persoană. Este un atașament care nu este în regulă, este exact așa cum ai spus, o obsesie. Iar dintr-o obsesie nu poți crea ceva, adică nu poți să manifesti relația cu persoana respectivă, cu acea persoană specifică, atunci când ești obsedat de acea persoană pentru că ești atașat, iar atașamentul în cazul acesta este creează respingere, da? Adică cu cât mai mult îți dorești, tu îți dorești de ce? Pentru că simți lipsa acelei persoane, pentru că simți lipsa unui partener de cuplu, pentru că te simți singur, pentru că ți este teamă că nu o să mai găsești pe altcineva care să corespundă cu acele criterii și de asta tu îți dorești obsesiv să fii cu acea persoană. Încerc zilnic să mă vizualizez acolo, îmi scriu un jurnal, mi-am pus și o poză pe Vision Board, ideea cum sunt eu pe podium e genială, da? Însă, atenție la acest încerc, pentru că încercul nu există, nu creează realitatea, ci mă vizualizez zilnic, da? Adică nu încerc pentru că încerc, este, mă vizualizez sau nu mă vizualizez. Fac sau nu fac lucrul acesta, da? Bun. Limbajul este pasul numărul 5, da? între vizualizare și detașare, limbajul, cuvintele pe care le folosești atât cu oamenii din jur, cât și cuvintele din dialogul tău interior îți programează mintea, exact așa cum spuneam, exact așa cum spuneam mai devreme cu acest încerc pe care îl folosim. Bun, cum facem să fim mai credibili în online? Uh, nu știu la ce anume te refer, dacă ai o afacere, da, dacă ai o afacere, te aștept în, în, cursul meu de business sau în școala de coaching. Sunt metode de marketing aici pe care le poți, le poți crea. Este vorba despre autoritatea pe care o ai. Ce poți să faci este să, uh, să te pui în serviciu oamenilor, să te pui în serviciul lor, să oferi gratuit, expertiza ta și în felul acesta, oamenii pot vedea, pot testa ei pe propria piele produsul tău, serviciul tău și pot vedea dacă îi ajută sau nu. Adică atunci când oferi, ți se, ți se întoarce, pentru că credibilitatea. Oamenii nu cumpără pentru că nu au încredere, iar credibilitatea este ceva ce poți să construiești. În momentul în care oamenii văd că tu ești acolo prezent și că nu pleci de pe piață, că afacerea ta este o afacere durabilă, că construiești lucruri pe termen lung și că nu ți-ai propus așa să dai un tun deodată, da? În momentul în care te arăți cine ești, în momentul în care faci videouri, în momentul în care te expui, te vulnerabilizezi, îți oferi serviciile, ajuți oamenii, atunci ei, siguri, ei singuri sunt cei care trag concluzia că da, ești autentică, da, ceea ce tu faci, munca ta, produsul tău, serviciul tău îi servește și îi ajută. Bun. Hai să vedem aici ce întrebări mai avem. Cum pot refuza ceva sau pe cineva fără să am mustrări de conștiință? Păi, în primul rând, te gândești așa partea pe care o ai, partea aceea din tine care își dorește să accepte. Da? Partea aceea care spune da, 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 tuturor. Acel salvator interior. De la cine l-ai învățat? De la cine și când l-ai învățat? Ți-ai dorit să o mulțumesc foarte tare pe mama, de exemplu, și ai devenit salvator. Ți-ai dorit să o salvezi pe bunica pentru că o vedeai neajutorată și ai devenit salvator. Caută în copilăria ta și observă partea aceea când s-a format, începe să vorbești cu acea, acea parte din tine și să o întrebi ce își dorește pentru tine acea parte, pentru că acea parte este posibil să-și fi dorit aprobarea mamei tale, este posibil să-și fi dorit să fie puternică sau să fie puternic pentru cineva, pentru mama, pentru tata, pentru bunica, pentru sora, fratele, pentru oricare adult pe care sau frate, soră cu care ai interacționat în copilăria timpurie. Vezi ce își dorește acea parte, vorbește cu ea, asigură că are, oferă-i Mental, emoțional, energetic, oferă-i ceea ce are nevoie acelei, acelei părți și vei vedea că ea are foarte bune intenții pentru tine. Acea parte ai creat-o pentru a te proteja. Pentru că dacă ai spune nu, ce s-ar întâmpla? Oamenii te-ar respinge. Acea parte din tine, de fapt, te servește și te ajută. Ca tu să ai uh, prieteni, ca tu să fii plăcută, ca tu să fii o persoană sociabilă, ca tu să fii, să fii într-un anume fel. În momentul în care înțelegi că acea parte te ajută, care, acea parte care spune da, te ajută, poți să te eliberezi de ea, pentru că faci distincția și spui, ok, deci m-a ajutat până acum partea aceasta, eu o am deja, este a mea, o dețin, pot să o folosesc, oricând vreau, o scot de aici, am masul în mână că și-l scot, însă. Aleg acum conștient să întrerup acest tipar și să hrănesc și partea care spune nu. Adică tu știi că poți să spui da oricând. Și alegi conștient uneori să spui nu. Și în felul acesta îți dispar mustările de conștiință când înțelegi că ai două părți în tine, una ai creat-o, una ai creat-o cu scopul de a te, a te, proteja și cu scopul de a obține ceva în, în trecutul tău și ai obținut deja acel lucru. Cum mă organizez ziua ca să realizez tot ce... Cum îmi organizez ziua ca să realizez tot ce uh, mi-am mi propus? Păi... Uh, nu știu cum este ziua ta, cum este programul tău, ar trebui să știu cum anume este programul tău. De exemplu, eu am observat că pentru mine nu funcționează să fac anumite lucruri dimineața, dar funcționează să le fac undeva la prânz sau după amiază. Nu funcționează să fac anumite lucruri seara, dar funcționează să le fac dimineața, în schimb. Trebuie să vezi care este programul tău. Da? Adică n-aș putea să, să spun, de exemplu, că pentru mine funcționează să merg la cumpărături sau să fac nu știu ce activitate de timp liber sâmbătă și duminica pentru că eu lucrez în weekend. Și atunci pentru mine zilele de sâmbătă de duminică sunt zile de curs în care am cursurile cu voi. Dar pot să fac lucrul acesta în alte zile, undeva la amiază, de exemplu, să spunem, atunci când îmi iau o pauză de lucru. Observă care este programul tău, care sunt obiectivele tale, și abia apoi putem vorbi de organizare. Și începe cu un singur lucru pe care să-ți propui să-l faci, care să fie super important pentru tine în ziua respectivă, și ține-te de el și în felul acesta te, te disciplinezi. Da? Bun, dragii mei, mă bucur tare mult că am fost alături de voi astăzi și am putut să împărtășesc cu voi acești 10 pași pe care îi puteți face pentru a vă crește vibrația și pentru a, și pentru a deschide ușa către infinite posibilități. Și este posibil. Tu dai seama că și cel mai frumos vis al tău și cel mai mare vis al tău poate deveni realitate. Conștientizezi lucrul acesta? și cel mai frumos vis al tău și cel mai mare vis al tău poate deveni realitate. Wow! 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 Cât de tare! Cât de tare! O ultimă întrebare pe care o iau, Natalia, cum ne găsim menirea, calea corectă care ar trebui să urmez dacă în jobul actual nu mă mai regăsesc? Te înțeleg perfect, Natalia, pentru că acum mulți ani eram exact în situația ta, aveam Aveam o afacere profitabilă, însă nu mă simțeam deloc împlinită, și nu mai vedeam sensul în viața mea, nu mai vedeam sensul muncii mele. Simțeam că, că ar trebui să fac altceva, că pot să fac altceva mai mult, dar nu știam ce anume. Și după ce am explorat o serie întreagă de posibilități, aș fi vrut să-mi fac o florărie, aș fi vrut să fac o firmă de turism, o agenție de turism, am și făcut-o de altfel, da? am ființat firma, am obținut certificarea, sunt și manager de turism, da, am, am încheiat contracte, da, adică am pornit. Apoi am stat așa și m-am întrebat, mai da, care este acel lucru, care este acea activitate pe care eu atunci când o fac, mă simt atât de împlinită încât, uh, practic, pierd noțiunea timpului. Acea activitate pe care aș putea să o fac chiar și gratis, dacă aș avea un miliard de dolari, tot aș face acea activitate. Care este acea activitate care mă împlinește atât de mult? Și răspunsul pe care eu l-am dat la vremea aceea a fost uh, să vorbesc să lucrez cu oamenii, să vorbesc, să explic noțiuni complicate în cuvinte simple. Inițial, primul răspuns a fost așa, să vorbesc. Despre ce? Despre lucruri care au legătură cu psihologia și cu sufletul. Și de la acest răspuns și până la a fonda școala de coaching Nina Paraschivescu este deja poveste, este deja istorie, cum se spune, da? Pentru că lucrurile au venit treptat. N-am știut că voi ajunge aici atunci când am făcut această schimbare. Însă am explorat posibilitățile Ce aș putea să fac? Băi, aș putea să fac Aș putea să fiu psiholog La vremea aceea nu-mi doream să fiu psiholog Deși ulterior am devenit și psiholog Aș putea să fiu prezentator, să spunem N-aș vrea să fac lucrul acesta Mai lucrasem în televiziune în, în adolescență și în prima parte a tinereții Și am explorat posibilități după posibilități Și am ajuns la coaching și atunci m-am îndrăgostit de coaching. Am ajuns la coaching, am ajuns la NLP, am ajuns la psihologie, la studierea comportamentului uman, la studierea minții umane, la neuroștiințe și am început să studiez toate lucrurile acestea și pe măsură ce citeam, participam la cursuri, la formări profesionale, mă îndrăgosteam tot și tot mai mult de acest domeniu. Deci începe cu această întrebare: ce te împlinește să faci? Și dați voie să faci acea schimbare. Cei mai mulți cursanți ai mei, care vin la școala de coaching și la cursul de NLP, sunt oameni care își doresc o schimbare în viața lor, sunt oameni care caută niște răspunsuri la întrebări de-asta grele, pe care noi toți ni le punem la un moment dat în viață. Sunt oameni care caută răspunsuri la întrebări de tipul cine sunt eu, care este rostul meu, de ce m-am născut, care este menirea, de ce sunt aici pe pământ, ce ar trebui să fac, ar trebui să fac ceva... Cum pot să, să mă simt mai fericit? De ce nu mi-am rezolvat această problemă pe care o am? În cele mai mari dureri ale tale sunt și cele mai mari daruri ale tale. Pentru că, iată, de la această neîmplinire profesională pe care eu o aveam, de la această durere, de la această tristețe pe care o simțeam, măi, dar chiar nu mă mai simt împlinită cu ceea ce fac. Adică, aveam cândva niște speranțe, niște visuri în prima mea facultate, îmi spuneam eu la vremea aceea. Care mi s-au năruit? Unde s-au dus? De la această durere, iată că am ajuns să formez oameni și să le ofer o carieră tuturor absolvenților școlii de coaching. Oameni care termină cursul de coaching, oameni care termină cursul de NLP, care dobândesc niște abilități, niște unelte, niște exerciții, un mindset, lucruri pe care le aplică la rândul lor pentru a-și crea propria afacere sau pentru a-și... Duce cariera pe care deja o au la următorul nivel. Da? Deci întotdeauna există în acea durere a ta, există o, o posibilitate de creștere. Puneți această întrebare și veți ce, ce răspuns iese. E și natură, plimbă-te, dați voie un timp. Doar să-ți observi așa gândurile, să te gândești ce ți-ar plăcea, să testezi diverse variante. Nu căuta să găsești soluția din prima, repede, repede, gata, vreau. Pentru că nici eu, de exemplu, sau nu știu eu, n-am ajuns aici așa peste noapte. Nu mi-a venit răspunsul, da, fac o școală de coaching, da, fac um, cursuri de NLP, da, lucrez cu oamenii. Așa instant, ci lucrurile s-au așezat treptat în decurs a săptămâni, luni de zile. Bun. Și dacă simți că ți-ar plăcea să lucrezi cu oamenii, te aștept cu mare drag la școala de coaching. Pe 17 septembrie începem o nouă grupă, înscrierile sunt în toi, deja sunt oameni care sună în fiecare zi la aici la telefonul meu și care scriu pe mail și care se, se înscriu în grupa care începe în 17 septembrie. Voi pune linkul și aici în, în comentarii. Mă bucur tare mult că am putut fi alături de voi în seara aceasta, vă doresc să aveți o seară frumoasă, vă doresc să aveți o săptămână extraordinară, concediu plăcut a celorla dintre voi care sunteți în concediu. Și să vă bucurați de fiecare zi pe care o trăiți, chiar dacă ești în vacanță, bucură-te! Dacă ești la serviciu, bucură-te! Dacă nu știi ce să faci, și ești confuz, bucură-te, pentru că după confuzie și după haos, întotdeauna urmează ordinea. Adică, Universul nu este niciodată static. Asta este și vestea bună și vestea proastă, da? Adică. Este veste proastă că lucrurile bune și frumoase care sunt în viața noastră nu, nu, nu persistă la infinit, dar este o veste bună și că această stare de confuzie, de neliniște sau de uh, emoții negative iarăși nu persistă la infinit și ele se vor schimba. Așadar, găsește în fiecare zi un motiv de bucurie. Simplul fapt că poate, nu știu, îți uh, savurezi cafeaua, ceaiul sau un pahar cu apă rece acum vara este ceva ce poate să-ți aducă, să aducă bucurie. Chiar dacă ai un moment de supărare, chiar dacă ai un moment de tristețe, un moment de joasă vibrație, amintește-ți că întotdeauna poți să-ți întrerup tiparul cu acea imagine cu visul tău, pe care să o vizualizezi pentru un minut, două minute, trei minute, și să-ți întrerupi tiparul, să schimbi vibrația și să... Te deschizi din nou spre infinite posibilități. Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc o seară extraordinară în continuare. Să ne vedem cu bine și data viitoare. Ciao, ciao!